Bună ziua și bine ați venit la această nouă prezentare din seria dedicată System Center 2012. Astăzi vom discuta despre o altă componentă din familia System Center și anume Orchestrator. Acest produs a fost cunoscut anterior sub numele de Opalis și în esență este vorba despre un produs care realizează integrarea între diverse soluții de management, deci el include conectori către diverse sisteme de management, inclusiv cele din familia System Center, cum ar fi Configuration Manager, Operation Manager, Service Manager, Virtual Machine Manager și așa mai departe, dar și soluții de management third party, cum ar fi Tivoli, HP OpenView, Remedy. O să discutăm despre toate acestea. De asemenea, Orchestrator este un produs de automatizare a proceselor. Cu ajutorul lui putem automatiza multe dintre procesele care se întâmplă în departamentul de IT și în felul ăsta să eliberăm administratorii de task-urile de rutină și care sunt, bineînțeles, predispuse la erori. Haideți să vedem cui se adresează acest produs. În primul rând, vreau să observăm, să zicem, separarea care se face între administratorul sau IT Pro, care este cel care realizează, face designul proceselor. Vom vedea că Orchestrator include o consolă numită Runbook Designer, cu ajutorul căruia se poate face în interfață grafică, designul proceselor, deci pașii, conexiunile, criteriile de trecere de la un pas la celălalt. Și după ce această persoană va realiza designul de proces, îl va salva pe serverul de Orchestrator. După care, un operator poate iniția acest proces dintr-o consolă web. Acest lucru o să vedem că este o modificare față de Opalis. Avem o nouă consolă web cu interfață Silverlight în Orchestrator 2012. Din această consolă web, un operator, de exemplu un operator de la Helpdesk, poate iniția orice proces care a fost salvat în repozitoriul Orchestrator 2012. Deci vedem o separare a rolurilor prin care persoana care face designul procesului nu este aceeași cu persoana care inițiază procesul respectiv. Același proces poate fi inițiat automat ca urmare a unor evenimente externe, de exemplu ca urmare a primirii unui alert de la Operations Manager sau în momentul în care apare, de exemplu, un fișier într-o anumită locație sau, de asemenea, în momentul în care un astfel de proces poate fi inițiat automat pe timer, respectiv să poată rula periodic conform unui schedule. De asemenea, Orchestrator se adresează și dezvoltatorilor, să zicem, de soluții de management, pentru că folosind o interfață de dezvoltare, înainte se numea Quick Integration Kit, acum se numește Opalis Integration Kit, OIK, cu ajutorul acesteia dezvoltatorii pot realiza integration packs, respectiv pachete de soluții, să le numim așa, care realizează conectarea la soluții de management third party sau alte sisteme, cum ar fi sisteme ERP sau, eu știu, alte aplicații software și, de asemenea, pot include runbook-uri, deci procese care se realizează, să automatizeze diverse operațiuni. Și în sfârșit, Orchestrator se adresează și unor audiențe din zona de business, pentru că dacă e să ne punem puțin în postura managerului de IT, deci șeful departamentului de IT sau chiar altor, să zicem, manageri din organizație, aceștia doresc să vadă care sunt procesele care se desfășoară în cadrul organizației de IT și care sunt rezultatele acestora. Acest lucru este foarte important în momentul în care organizația este susceptibilă unor standarde de securitate, conformitate
cu, de exemplu, cu diverse criterii de audit, PCI compliance, și atunci toate aceste procese care sunt automatizate de către orchestrator pot fi urmărite de către audiențe și din zona de business prin mediul interfeței web. Deci orchestrator permite trasarea tuturor proceselor care sunt executate în cadrul departamentului de IT și raportarea cu privire la rezultatele acestora. Dacă e să discutăm puțin despre arhitectură, avem în primul rând o schimbare față de Opalis, care înainte era o implementare bazată pe Java și JBoss. În momentul de față, implementarea a fost schimbată prin introducerea unui web service realizat în tehnologie .NET Framework. Prin intermediul acestui web service se conectează și consolele, avem aici, de exemplu, consola web, dar și Runbook Designer, precum și consola Deployment Manager, despre care o să povestim imediat. Cu ajutorul lui Quick Integration Kit, acesta a fost redenumit între timp în Opalis Integration Kit, dezvoltatorii pot realiza soluții care să apeleze de asemenea a serviciile web oferite de Opalis și în felul ăsta să poată automatiza diverse procese. Deci, dacă ar fi să împărțim pe audiențe, un administrator, deci un IT Pro, va folosi de obicei Runbook Designer-ul pentru a face designul proceselor și o să vedem imediat consola. Este o consolă de tip drag and drop, similară cu Visio, cu ajutorul căruia se pot selecta diverse operațiuni și se pot pune pe foaia de design și conecta între ele și apoi se configurează parametrii conform cărora să face trecerea de la o stare la alta. Iar operatorul, să zicem o persoană de la help desk sau service desk, va folosi de obicei consola web. Respectiv, această persoană nu va putea modifica procesul. Procesul este prestabilit, dar va putea iniția procesul și urmări execuția acestuia din consola web. Orchestrator folosește o bază de date SQL Server, în momentul de față suportă versiunea SQL Server 2008.2 și de asemenea există noțiunea de runbook servers, respectiv servere pe care se vor executa procesele definite în designer. Putem implementa oricâte runbook servers, deci sunt cele din partea dreaptă a graficului. Acestea vor executa procesele care au fost definite de către administrator și care pot fi lansate în execuție fie de către operator manual, fie rulate pe timer. Deci aceasta ar fi o trecere în revistă sumară a arhitecturii lui Orchestrator și în cele ce urmează aș vrea să facem o trecere în revistă a consolelor. În primul rând, Runbook Designer, o să-l vedem imediat și în demonstrație, este o interfață grafică. În partea dreaptă există o listă de activități, o să vedeți imediat, ele sunt împărțite pe categorii, o să vedeți că sunt foarte multe activități care pot fi adăugate pe foaia de design și ele pot fi conectate între ele și se pot configura parametrii. Cu ajutorul acestei interfețe grafice, un administrator poate realiza foarte ușor designul proceselor. Un runbook poate include tot felul de activități, privind, de exemplu, pornind de la, să zicem, operațiuni simple de manipulare de fișiere, directoare, până la operațiuni mai complicate, cum ar fi monitorizarea alertelor care vin de la Operations Manager sau, de exemplu, prin intermediul Integration Pack-ului cu Virtual Machine Manager, creare de mașini virtuale, configurarea acestora și așa mai departe. Deci, pe măsură ce vom importa integration pack-uri adiționale, numărul de acțiuni care vor fi disponibile în consolă vor crește.
acțiunile care sunt, fac parte din același runbook pot pasa informații între ele prin intermediul unui database. Acest database puteți să-l priviți ca o magistrală de memorie, magistral de comunicație memorie, prin intermediul căruia să poți schimba informații. Respectiv, de exemplu, parametrii care au fost configurați într-o acțiune pot fi pasați mai departe celorlalte acțiuni sau activități din același runbook. Și în felul acesta puteți automatiza procese, puteți să priviți toate informațiile care sunt pasate prin intermediul database ca un soi de variabile care pot fi accesate de către orice activitate din cadrul runbook-ului. Ok, următoarea consolă despre care discutăm este Orchestration Console. Aceasta a fost modificată față de Opalis, în sensul că ea este implementată acum în tehnologie ASP.NET și cu interfață Silverlight. Dacă ați lucrat cu Opalis anterior sau ați avut curiozitatea să studiați, știți că Opalis folosea o interfață Java. Acest lucru nu mai este în momentul de față folosit. Practic, Orchestration Console a fost reproiectată și acum funcționează în tehnologie ASP.NET și cu interfață Silverlight. Prin intermediul acestei interfețe, operatorii pot vedea runbook-urile disponibile, deci procesele care pot fi inițiate, le pot lansa în execuție, pot urmări rezultatele execuției acestora, deci pot face troubleshooting pentru a vedea ce probleme au apărut în rularea runbook-urilor, dar nu pot modifica aceste runbook-uri. Deci runbook-urile vor fi create de către administrator prin intermediul runbook designer. Operatorii care accesează Orchestration Console vor putea doar să le lanseze în execuție și să urmărească rezultatele execuției acestora. Gândiți-vă la operatori ca persoanele care sunt la service desk și care trebuie să efectueze diverse operații standard și pentru a elimina erorile, aceste operații sunt automatizate sub formă de runbook-uri, dar operatorii nu le pot modifica. Deci ele sunt definite standard și pot fi modificate doar de către administrator prin intermediul Runbook Designer. În sfârșit, discutăm despre nou web service. Așa cum am spus, Orchestrator 2012 folosește o tehnologie bazată pe .NET Framework Web Services. Acest web service poate fi accesat direct prin URL, de exemplu, dacă doriți să realizați o aplicație care să poate apela prin intermediul web service-ului Orchestrator runbook-uri și să le lanseze în execuție. Puteți face cu ușurință acest lucru pentru că e doar un apel de serviciu web. Puteți, prin intermediul acestui serviciu web, să vedeți informații despre runbook-uri, să vedeți informații despre starea instanțelor aflate în execuție, alte informații despre deconfigurare. În felul acesta, de exemplu, în un loc în care este folosit acest web service, la integrarea cu System Center 2012 Service Manager, trebuie să configurați în consola Service Manager adresa, URL-ul serviciului web, Orchestrator. Acesta este de forma HTTP, nume server, portul și pe urmă orchestrator.svc, deci asta este adresa default. Cu ajutorul acestui web service puteți realiza și alte scenarii de integrare în plus față de cele care sunt oferite out of the box sau prin intermediul integration pack-urilor care pot fi importate în Orchestrator. Câteva dintre noile funcționalități. Orchestrator este acum suportat pe Windows Server 2008R2, dar Runbook Designer, deci
Consola cu care se realizează designul de runbook-uri este suportată, bineînțeles, și pe Windows 7, ambele versiuni, x86 sau x64. Trebuie menționat că Orchestrator este singurul produs din familia System Center care este încă pe 32 de biți. Deci, practic, nu va beneficia de un plus de performanță dacă îl instalăm pe 64 de biți. Consola Runbook Designer poate fi instalată, bineînțeles, pe ambele versiuni, atât x86 cât și x64, dar pe platforma x64 funcționează în Windows on Windows, deci emulare 32 de biți. Baza de date este în momentul de față SQL Server 2008 R2 cu o serie de hotfix-uri. Probabil în momentul când va apărea primul service pack va fi suportat și SQL Server 2012, dar acesta a apărut relativ recent, așa că nu a mai putut fi inclus în suportul pentru versiunea RTM. De asemenea, dacă aveți cumva Opalis deja implementat, se pot exporta runbook-urile existente din Opalis și se pot importa în Orchestrator cu, să zicem, adaptarea diferențelor. Nu mai sunt suportate activitățile legacy. Deci trebuie ca toate activitățile pe care le aveți în runbook-urile care vreți să le migrați să funcționeze în modul database, deci să poată să lucreze cu noul database. De asemenea, unele activități de bază au fost modificate, prin urmare, la import ar trebui să le înlocuiți cu noile versiuni de activități. Nu există, de fapt, o migrare in place. Migrarea se face side-by-side, în sensul că instalați Orchestrator pe noi calculatoare, pe o altă mașină și, pe urmă, exportați runbook-urile din Opalis și le importați în Orchestrator. Se pot migra numai de la Opalis 6.3. Deci, dacă aveți o versiune anterioară, trebuie întâi să upgradați la Opalis 6.3 și, pe urmă, puteți exporta runbook-urile. Nu mai există consola Java JBoss, ea a fost înlocuită de consola web bazată pe IIS, ASP.NET și Silverlight. Deci orice, să zicem, integrări cu consola veche nu mai pot fi folosite. În ceea ce privește integration packs, acestea, dacă le puteți privi ca un soi de inteligență care poate fi adăugată lui Orchestrator, ele conțin conectori către produsele System Center și activități care vor fi disponibile în lista de activități în Runbook Designer. Au fost deja publicate variantele RTM pentru integration pack-urile pentru System Center 2012, pentru următoarele produse, Configuration Manager, Operations Manager, Virtual Machine Manager, Service Manager și Data Protection Manager. Vom vedea cum putem importa aceste integration pack-uri în demonstrația care urmează. De asemenea, a fost realizat un management pack pentru Operations Manager, cu ajutorul căruia puteți monitoriza infrastructura Orchestrator pentru a detecta eventualele probleme în funcționare. În ceea ce privește integration pack-urile pentru produse third party de management, aici aveți o listă cu integration pack-urile care erau disponibile la în versiunea Opalis, deci pentru Opalis 6.3. Ele vor fi actualizate pentru Orchestrator 2012 și vor fi lansate ulterior. Deci, în momentul de față, există deja disponibile pentru HP OpenView și pentru Tivoli, dacă nu mă înșel. Pentru celelalte o să fie lansate ulterior și vor fi publicate în Microsoft Pinpoint, care este nou site de web în care sunt publicate informații despre management pack-uri și despre integration pack-urile realizate de Microsoft.
Practic, prin aceste integration pack-uri, Orchestrator devine o soluție de integrare între produse de management, soluții de management care altfel nu ar discuta între ele. Prin importul unui integration pack se poate configura un conector către soluția respectivă și apoi avem disponibile activități în Runbook Designer cu ajutorul cărora se pot realiza diverse operații pe platforma respectivă. Rămâne să vedem cât de repede vor fi lansate aceste integration pack-uri pentru sisteme de management third party. În ceea ce privește instalarea, lucrurile au fost simplificate foarte mult comparat cu Orchestrator 6.3. Dacă ați avut curiozitatea să instalați în comparație cu Opalis 6.3, scuze. Dacă ați avut curiozitatea să instalați Opalis 6.3, știți că era destul de complicat. În primul rând trebuia să instalați Opalis 6.2, să modificați niște librării, să instalați peste Opalis 6.3. O parte dintre prerechiziți, cum ar fi partea de JBoss pentru instalarea consolei web, nu era oferită în kitul de instalare din motive de licențiere și trebuia downloadată separat. Toate lucrurile astea au fost simplificate. În momentul de față avem un program de setup specific System Center care poate inclusiv să detecteze necesitatea instalării de prerequisites și să le instaleze. De asemenea, în ceea ce privește SQL Server, avem flexibilitate în instalarea bazei de date, poate fi instalată atât pe aceeași mașină sau pe un alt calculator remote. Și de asemenea să pot selecta ce componente trebuie instalate. Bineînțeles, Orchestrator 2012 funcționează acum doar pe Windows Server 2008-2, deci nu mai poate fi instalat pe Windows Server 2003, cum era cazul la Opalis. Ok, în ceea ce privește cerințele hardware și software, sistemul de operare, am menționat deja, este Windows Server 2008-2. Consola Runbook Designer poate fi instalată atât pe Windows Server 2008-2 cât și pe Windows 7, atât pe 32 de biți cât și 64 de biți. Am menționat deja că Orchestrator este o aplicație 32 de biți, deci degeaba punem mai mult de 4 GB de RAM. În principiu nu este foarte consumator de memorie, deci se descurcă foarte bine și cu 1 GB de RAM. O să ne uităm imediat la memoria consumată în mașina virtuală. Baza de date trebuie să fie SQL Server 2008-2. Trebuie să avem spațiu liber pe disk, e recomandat să avem procesor dual core și, bineînțeles, pentru a putea automatiza procese în cadrul domeniului, este recomandat să îl instalăm pe o mașină care face parte din domeniu. Pentru anumite componente, cum ar fi Orchestration Console, deci interfața web, trebuie să instalăm .NET Framework 4.0, care include și suportul de Silverlight. Cam astea ar fi cerințele hardware și software. Și acum să trecem la partea de demonstrație. Avem aici, o să comut imediat, o instalare de Orchestrator în mașină virtuală și dacă ne uităm puțin la memoria consumată, o să vedeți că nu e foarte mult, deci practic consumă foarte puțin memorie. Memoria crește pe măsură ce avem procese care rulează în paralel, dar în această situație, neavând niciun proces în execuție, deci niciun runbook, nu avem nevoie de foarte multă memorie. Ceea ce vedeți este Runbook Designer și are o parte de activities în partea din dreapta. Vedeți aici, de exemplu, diverse acțiuni legate de sistem, de exemplu, rularea de programe, rularea pornirea sau oprirea unui serviciu, diverse activități pentru lucru cu SNMP,
La zona de scheduling putem monitoriza data și ora și putem iniția un runbook pe ceas. La zona de monitoring vedeți că putem monitoriza starea diverselor procese sau a serviciilor, puteți obține informații despre calculatoare, despre spațiu liber pe disc, deci operații de bază cu lucru cu procese și informații despre sistemele de operare. Avem manipulare de fișiere, cum ar fi obținerea informației despre un fișier, mutare, copiere de fișiere, creare de foldere, mutare de foldere, monitorizarea unui fișier sau a unui director pentru a detecta dacă apare un fișier sau un director nou, de exemplu pentru a detecta apariția unor loguri. De asemenea, avem suport pentru trimitere de mesaje de e-mail. Avem posibilitatea de a trimite mesaje, a scrie mesaje în event log sau pentru a afișa un mesaj pe consolă sau syslog, asta în cazul în care folosim sisteme Unix. Pentru partea de utilities avem manipulare de fișiere XML, de exemplu pentru a citi informații dintr-un fișier XML putem să ne conectăm la baze de date și în felul ăsta să obținem informații din baza de date respectivă, de exemplu aici Query Database. De asemenea, pentru comparare, la zona de runbook control avem operații de junction pentru a porni activități în paralel sau invoke runbook, adică să apelăm un runbook din alt runbook. Este deosebit de util această activitate pentru că în loc să facem un singur runbook mare cu 10 sau sute de activități, putem să le gândim ca un sistem de proceduri prin care dintr-un runbook părinte să apelăm mai multe proceduri, deci runbook-uri individuale și să pasăm parametrii prin intermediul database. Aici vedeți că sunt importate și o serie de integration pack-uri, dar pentru versiunile anterioare de System Center. Vedeți aici pentru Virtual Machine Manager 2008R2 avem creare de mașini virtuale de la un template, de la un VHD sau de la alt VM, lucru cu checkpoint-uri, adică snapshot-uri și diverse operații pentru manipularea mașinilor virtuale, pornire, remove, repair, resume, shutdown, stop, deci operații tipice pentru lucru cu mașini virtuale. La zona de Data Protection Manager vedeți că puteți iniția crearea unui recovery point, respectiv puteți de asemenea protect data source pentru a iniția protecția în DPM sau pentru a recupera la un moment dat de la un anumit recovery point, de exemplu pentru mașini virtuale, pentru SQL, pentru SharePoint. Get recovery point înseamnă că poate fi pentru oricare dintre, de exemplu, să zicem, sursele de date protejate de către DPM, de exemplu fișiere. În zona de Configuration Manager vedeți că aveți operații de bază pentru crearea de colecții, crearea de avertismente, deploy, software update, deploy, deployment de software este de fapt prin avertisment, avertizarea unui task sequence, deci puteți realiza diverse procese de genul acesta. Cu Operations Manager avem informații, avem activități de tip Get Alert sau Get Monitor State, Start Maintenance Mode, Stop Maintenance Mode, actualizarea stării alertului în cazul în care am efectuat diverse operațiuni. Iar în ceea ce privește Service Manager, vedeți că puteți crea incidente, puteți crea diverse alte obiecte în Service Manager, puteți afla informații despre activitățile care se desfășoară în Service Manager, adică workflow-uri. Deci toate aceste lucruri realizează integrările cu produsele din familia System Center. Acum, dacă am vrea să facem un
Runbook nou. În primul rând e recomandat să facem un folder de fiecare dată când facem un nou runbook pentru a putea organiza cât mai bine acest lucru. De exemplu, test file manipulation. Și aici, în acest folder, creăm un nou runbook. În momentul în care vrem să adăugăm, de exemplu, în zona de file management, avem informații, de exemplu, în zona de text file management avem append line, delete line și așa mai departe. În zona de file management putem urmări, de exemplu, prezența, crearea unui nou fișier. Și haideți să vedem cum putem urmări prezența unui log într-un anumit director. O să pornim cu un monitor folder. În momentul în care adăugăm o primă activitate în cadrul unui runbook nou, acesta este făcut checkout, adică practic este blocat pentru editare, pentru persoana care realizează editarea acestuia. În momentul când îl salvăm, dacă avem, edităm, de exemplu, un runbook existent, va fi salvat cu o versiune nouă, ca să putem urmări versiunile și să putem reveni la o versiune anterioară. Acum, dacă vrem să monitorizăm un anumit director, de exemplu, să mergem aici pe discul C, să creăm un director logs, și în stați că avem deja un log. Și aici să zicem că monitorizăm acest director pentru a verifica prezența apariția unui fișier. La proprietățile acestei activități modificăm să urmărim în nou director și adăugăm un filtru, de exemplu, în momentul când avem created after. Asta putem filtra, de exemplu, pentru toate fișierele care sunt create începând cu ziua de azi. Trigger number of files is less, să zicem, greater than 1, than 0, da? Atunci, practic, inițiază un nou proces. Deci, acest runbook va monitoriza, când este lansat în execuție, va monitoriza directorul respectiv și va detecta prezența unui fișier. Dacă apare un fișier, atunci putem să de exemplu, să obținem get file status și dacă conectăm cu sursa anterioară, file status, aici putem să facem un subscribe publish data, de exemplu, pornind de la monitor folder și să vedem de exemplu, informațiile care au fost furnizate de acolo. Sau putem să căutăm după un anumit fișier. De exemplu, faptul că a apărut un anumit fișier aici, o să zicem steluță.log. Dacă apare un fișier cu extensia .log, atunci acesta poate vom obține informații despre el. Dacă avem acel fișier log, după care putem, de exemplu, să compresăm fișierul de log și putem obține informații de la activitatea anterioară, de exemplu, din folderul
Scuze, facem din nou un subscribe. Aici vreau să vă arăt că interfața este puțin neintuitivă. Trebuie să faceți right click în caseta folder, în textbox, și să ziceți subscribe. E puțin neintuitiv să faceți right click într-un textbox, dar așa puteți subscrie la datele publicate, de exemplu, file name de către, să zicem, activitatea anterioară. Scuze, aici trebuie să punem folderul, pentru că era folderul. Publish a data, file folder, file, să zicem, publish a data, file name, și să adauge acel fișier într-o arhivă. În felul ăsta vedeți că avem un runbook simplu care practic verifică existența unui, apariția unui fișier de log într-un director și pe urmă obține informații despre starea, despre numele fișierului de log și pe urmă îl arhivează. Poate fi folosit pentru a automatiza arhivarea logurilor de pe serverele de producție. Ăsta a fost un exemplu foarte simplu. Vreau să vă arăt acum niște exemple mai complicate. De exemplu, avem aici un exemplu de integrare cu Operations Manager. Pornim cu o activitate de tip Monitor Alert și vedeți că aceasta folosește o conexiune către un server de Operations Manager și pentru orice nou alert, practic se inițiază acest runbook. După care, să zicem că alertul era cu privire la starea unui serviciu. Dacă aici pentru run behavior puteți pune filtre, vreau să văd dacă puteți pune, de exemplu, dacă de exemplu, informații despre alertul respectiv este dintr-o anumită categorie și vedeți aici poate fi din categoria Availability Health, Configuration Health, Alert și așa mai departe. În momentul acela, practic, se inițiază procesul. Deci puteți filtra după tipurile de informații care le primiți de la Operations Manager. Următorul pas este Get Service Status. Și vedeți că s-a făcut aici o subscriere, în sensul că primește de la Monitor Alert, de la activitatea Monitor Alert, numele calculatorului pe care a fost generat acel alert. Și, de asemenea, serviciul pentru care se face monitorizarea, în cazul ăsta, este DHCP Client. Respectiv, dacă se primește un alert cum că acest serviciu a fost oprit, se continuă cu activitatea următoare. Adică aici avem două posibilități. Fie serviciul este oprit și atunci se trece la pornirea serviciului, deci avem o activitate de start, în care, iarăși, numele calculatorului este luat ca parametru de la activitatea anterioară, Get Service Status, și numele serviciului este luat, de asemenea, ca parametru tot de la activitatea anterioară. Toate aceste informații sunt pasate prin intermediul database, deci sub forma de parametri. Deci, în cazul în care serviciul era oprit, încearcă pornirea acestuia și actualizează alertul în Operations Manager, respectiv primește alert ID-ul ca parametru de la comanda anterioară și adaugă într-un custom field pentru alertul respectiv Service Started by Orchestrator. În cazul în care serviciul era deja în execuție, atunci nu mai trebuie să facă nimic, dar actualizează alertul în Operations Manager cu informația False Alarm Service is Running. Acum ați putea spune că acest lucru putem să-l facem, bineînțeles, și în Operations Manager, pentru că
Bineînțeles că puteam configura acolo un monitor pentru serviciul respectiv și care să poată să încerce și remedierea acestuia. Da, de acord. Deci putea fi realizată această operație chiar și în direct în Operations Manager, dar e un exemplu foarte bun de integrare cu Operations Manager, pentru că vedeți că primește informații sub formă de alerte și pe urmă poate actualiza alertele cu informații suplimentare. În momentul în care vrem să, de exemplu, să realizăm un runbook mai avansat, haideți să vedem, de exemplu, cum un exemplu de runbook care pe baza unei informații privite de la Service Manager, respectiv să zicem că un utilizator a făcut un service request pentru o mașină virtuală și informațiile care sunt preluate de la Service Manager sunt un identificator și numele mașinii virtuale. Cu aceste informații ele sunt procesate conform deci cu ajutorul conectorului de Service Manager se verifică faptul că există acest service request în baza de date a lui Service Manager, după care se obțin relații cu privire la, de exemplu, template-urile care sunt realizate, care sunt disponibile pentru realizarea de mașini virtuale. Și aici, de exemplu, vedeți un nou exemplu în care informațiile sunt procesate de pe database, respectiv este luat GUID-ul service request-ului care a fost plasat în Service Manager. Pe urmă se obțin informații despre template-ul de mașină virtuală care trebuie folosit. În momentul în care configurați conectorul de Virtual Machine Manager din Service Manager, pentru că există un conector între Service Manager și Virtual Machine Manager, practic toate template-urile de mașini virtuale disponibile în Virtual Machine Manager vor fi disponibile și în Service Manager, astfel încât un utilizator care face un service request pentru o mașină virtuală poate preciza template-ul din interfața self-service portal de la Service Manager. Și dacă există acel template, practic se creează mașina virtuală. Vedeți că în acest caz s-a apelat la un script PowerShell, care este destul de complicat, dar care primește parametrii de la activitățile anterioare. Deci vedeți că numele serverului de Virtual Machine Manager este primit ca parametru, de asemenea informații despre deci template-ul de mașină virtuală, toate aceste lucruri sunt pasate ca, de exemplu, numele mașinii virtuale, toate aceste lucruri sunt pasate ca parametri de la celelalte activități din cadrul runbook-ului. Deci, vedeți un exemplu complex de integrare cu Virtual Machine Manager și Service Manager în acest scenariu. Vedeți că acest lucru poate fi realizat și mai simplu. Deci, în exemplu anterior, practic, se făceau diverse validări. Dacă ar fi la modul cel mai simplu, putem prelua informațiile direct din Service Request-ul de la Service Manager și apoi apelăm Create VM from Template, un script PowerShell, fără a mai face validările. Diferența între acest runbook și cel anterior era că practic se făceau anumite validări înainte de a crea mașina virtuală respectivă. Asta a fost o scurtă trecere în revistă a interfeței Runbook Designer.
Acum, cea de-a doua consolă pe care o folosesc operatorii este consola web, deci prin intermediul căreia, vedeți, avem o interfață web realizată în tehnologia ASP.NET și Silverlight. Avem lista de runbook-uri disponibile și aici vedeți, de exemplu, o să vedem imediat ce runbook-uri sunt disponibile pentru operatori. Și vedeți că avem cele două pe care le-ați văzut anterior, CreateVM și CreateVM from Template. De aici, de exemplu, un operator poate porni un runbook. Haideți să încercăm unul mai simplu. De exemplu, să vedem dacă aici în... am uitat să fac check-in la runbook-ul pe care l-am creat, de exemplu ăsta pentru task test file manipulation. O să fac check-in ca să fie disponibil. Vedeți că el era deschis în modul editare și din acest moment, din această cauză, nu era disponibil în interfața web. Și acum, dacă merg în interfața web, ar trebui să avem, să zicem, informații suplimentare despre runbook-ul respectiv. Vedeți, test file manipulation și aici avem nou runbook pe care îl putem porni și îl lansăm în execuție. Ulterior putem reveni pentru a vedea starea execuției acestuia. De asemenea, aici putem afla informații despre joburile care sunt în execuție sau diverse evenimente care au avut loc pe diverse servere. Această consolă va fi folosită de operatori în momentul în care aceștia au niște procese predefinite care trebuie lansate în execuție sau runbook-urile pot fi lansate automat pe timer, iar operatorii trebuie să urmărească doar rezultatele acestora. Cea de-a treia consolă despre care o să povestim este Deployment Manager, cu ajutorul căruia importăm integration pack-uri. Eu am aici pe discul C avem integration pack-urile pentru System Center 2012 și să le importăm pe acestea, să vedem cum se desfășoară operația. În primul rând trebuie să facem înregistrare, deci Register IP Integration Pack with the Orchestrator Management Server. Și avem un wizard cu ajutorul căruia selectăm integration pack-urile pe care le-am downloadat de pe site-ul Microsoft și le-am dezarhivat. Deci în directorul OS, Orchestrator, și aici le selectăm pe cele cu System Center 2012, în afară de cele patru pe care le avem aici, trebuie să le importăm una câte una. Mai există și un integration pack în versiunea RTM pentru Configuration Manager. Eu aici, pentru că folosesc o versiune Release Candidate, nu am disponibil acel integration pack, dar în versiunea finală există și un integration pack pentru Configuration Manager. Pentru fiecare integration pack va trebui să fim de acord cu licența, deci va trebui să răspundem de 4 ori cu yes pentru license agreement. Practic, fiecare integration pack pentru un produs third party vine cu propria licență de utilizare și, bineînțeles, trebuie să agreem cu termenii de utilizare din acea licență. Deci, vedeți că pentru fiecare service manager și, în sfârșit, virtual machine manager. După ce am importat integration pack-urile, acestea vor fi disponibile aici în consolă, imediat să finalizeze operația, pentru că mai durează puțin până face refresh. Și acum, dacă mergem, vedeți că avem integration pack-urile pentru System Center 2012. Următorul pas este să facem deployment al acestor integration pack-uri către runbook server și runbook designer. Pentru fiecare runbook server, deci pe care vor fi executate activități din aceste integration pack-uri, trebuie să facem deployment la integration pack. Și selectăm din nou cele patru pe care le-am importat. În această situație, calculatorul pe care lucrez este și
Runbook Server și Runbook Designer. Deci, practic, avem și consola instalată pe aceeași mașină. Îl adăugăm în listă și va face imediat deployment-ul integration pack-urilor pe această mașină. Ele vor apărea și în consolă, pentru că această mașină are și Runbook Designer. Ar fi preferabil să închid consola, deci Runbook Designer, ca să adauge automat activitățile în consola Runbook Designer. Mai durează puțin. Acest lucru trebuie să-l facem de fiecare dată când importăm integration pack-uri. Trebuie să facem deployment pe toate serverele, deci pe care vom executa activități din aceste integration pack-uri și, bineînțeles, pe calculatoarele care au instalată consola Runbook Designer. Vă reamintesc că puteți pune întrebări prin intermediul ferestrei de Q&A. Voi încerca să răspund la întrebările dumneavoastră, fie acum, fie la finalul prezentării. Deci, dacă aveți întrebări, le puteți pune prin intermediul ferestrei de Q&A. Mai durează puțin și după care ne vom lansa consola de Runbook Designer și vom vedea runbook-urile disponibile. Deci activitățile disponibile. Observați că în plus față de ce aveam înainte, acum le avem și pe cele de System Center 2012, respectiv dacă ar fi să comparăm Operations Manager 2007 R2. Vedeți aici că avem 8 activități. La System Center 2012, tot 8 avem. Hai să luăm un alt exemplu. Service Manager 2010, în care avem 4, 8, 12, 13. La Service Manager 2012 avem 8, 12, tot. Deci n-am luat exemplu care trebuia. Hai să încercăm cu Virtual Machine Manager. Dacă luăm Virtual Machine Manager 2008R2, observați că avem 1, 8, 12, 16, 23. Pe când la Virtual Machine Manager avem inclusiv, de exemplu, o activitate nouă care nu exista anterior, este acum Create User Role. Și dacă numărăm, avem 8, 12, 16, 20, 24, 28, avem 30 de activități. Practic avem, de exemplu, o activitate nouă este Run VMM PowerShell Script, de asemenea toate activitățile legate de User Roles. În ceea ce privește Data Protection Manager, sunt cam aceleași activități. Ele însă au fost actualizate pentru a funcționa cu System Center 2012. În momentul când vrem să configurăm conectorul, trebuie să mergem în meniul de options și aici vedeți că pentru fiecare integration pack avem opțiuni de configurare. Respectiv, după de exemplu, după ce am instalat Integration Pack-ul de Virtual Machine Manager, trebuie să adăugăm aici numele VMM și tipul Virtual Machine Manager și acest lucru va configura
conectorul către, către serverul de Virtual Machine Manager. În momentul ăsta eu nu am disponibil, nu este pornită mașina virtuală de Virtual Machine Manager, așa că probabil că o să eșueze această operație. A, nu. Deci, practic aici trebuie să spuneți numele calculatorului, apoi contul cu ajutorul căruia vă conectați, de exemplu, parola, și cu ajutorul acestor credențiale vă puteți conecta după aceea la Virtual Machine Manager pentru a efectua activitățile respective, și o să zic finish aici. De asemenea, avem configurații similare pentru Operations Manager, o să ne uităm aici, de exemplu, la configurația existentă pentru Operations Manager 2007, vedeți că avem iarăși numele serverului, credențialele. Cu ajutorul acestuia putem obține informații și putem scrie informații către Operations Manager. Deci pentru fiecare Integration Pack pe care îl importăm, va trebui să configurăm credențiale pentru accesul la sistemul remote. Ok, asta a fost o scurtă trecere în revistă a lui Orchestrator. Practic, să zicem, la acest produs frumusețea stă în detalii, respectiv abia când vom începe să ne gândim la ce procese vrem să automatizăm și ce activități să folosim în acest scop, de-abia de acolo începe partea interesantă, pentru că va trebui să vedem ce opțiuni sunt, cum le configurăm. Există informații pe internet, dacă căutați exemple de runbook-uri, puteți să vă uitați pe blogul echipei de produs, căutați pe internet după Orchestrator 2012 și de asemenea se află în pregătire o carte din seria Unleashed despre System Center Orchestrator 2012, ea va apărea în curând, deci probabil în luna iunie. Deci sunt suficiente resurse de informații cu privire la Orchestrator și persoane pasionate care publică informații despre cum se pot realiza runbook-uri. Practic, cu ajutorul acestui produs puteți să automatizați aproape orice proces din departamentul de IT și puteți să vă integrați cu soluții de management third party. Ați văzut acolo câteva exemple legate de, soluțiile de management din familia System Center, dar de asemenea poate fi deosebit de util pentru integrarea cu produse third party, gen HP OpenView, Tivoli, VMware, Remedy și așa mai departe. Așteptăm cu interes public integration pack-urilor actualizate pentru Orchestrator 2012. Ok, am ajuns la secțiunea de întrebări. Avem o întrebare de la Robert care întreabă ce necesită ca instalare un runbook server din punct de vedere software. Așa cum ați văzut mai devreme, pentru runbook server va trebui să avem doar Windows Server 2008 R2. Dacă nu mă înșel, runbook serverul poate rula și pe versiunea anterioară, pe Windows Server 2003. Trebuie să verific acest lucru. În principiu, un runbook server poate fi orice server din infrastructură pe care îl desemnați ca și runbook server, dar el poate să aibă și alte roluri. De exemplu, dacă vreți să rulați runbook-uri pe un server de Exchange, puteți să-l desemnați ca și runbook server. Deci, un runbook server poate rula până la 50, și asta e o limită impusă în Orchestrator, până la 50 de runbook-uri simultan. Deci, pentru a scala numărul de runbook-uri pe care le puteți executa simultan, trebuie să adăugați runbook servere suplimentare, iar acestea pot fi servere existente. Din punct de vedere software, deci sigur merge pe Windows Server 2008R2, nu sunt însă foarte sigur dacă mai merge, Opalis mergea, deci și pe Windows Server 2003. Trebuie să verific acest lucru, deci nu o luați de bună. Ok, dacă mai sunt și alte întrebări,
Dacă nu, eu o să rămân în continuare la dispoziția dumneavoastră în cadrul conferinței Live Meeting. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această nouă sesiune și vă invit de pe acum săptămâna viitoare, din nou la ora 16, vom discuta despre noutățile din System Center Operations Manager. Deci vă aștept din nou joia viitoare la aceeași oră, deci de la ora 16, pentru a discuta despre Operations Manager. Mulțumesc frumos încă o dată pentru participare și vă doresc toate cele bune.